1.505 contestații au fost depuse în județul Suceava la examenul de bacalaureat. Cele mai multe, 628, au fost formulate împotriva notelor obținute la limba și literatura română, dintre care 479 au fost depuse de absolvenții profilelor real și tehnologic și 149 de absolvenții profilelor umaniste și pedagogic. La istorie au fost depuse 140 de contestații, la matematică 278, la anatomie 120, la biologie 105, la geografie 122, iar la logică 33. La chimie, economie, filozofie, fizică, informatică, psihologie și sociologie au fost depuse între 1 și 20 de contestații. Rezultatele parțiale la Bacalaureat 2014 au fost afișate duminică seară pe site-ul Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro, iar luni dimineață la sediul centrelor de examinare. Singura medie de 10 din județul Suceava a fost obținută de Ioana Denisa Iordache, de la Liceul Teoretic Ion Luca din Vatra Dornei, specializarea matematică informatică. Ioana Denisa a susținut probele scrise ale examenului de bacalaureat la limba română, matematică și anatomie. În județul Suceava, examenul de bacalaureat a fost susținut de 5.959 de elevi, dintre care 3.694 au reușit să obțină medie de trecere, rezultând o promovabilitate de 61,99%, cu mai bine de 10% peste media națională. Rezultatele finale ale examenului de bacalaureat 2014 se vor afișa vineri, 11 iulie, atât la vizierele liceelor, cât și pe site-ul Ministerului Educației, bacalaureat.edu.ro.